genul programului pamflet Bun găsit doamnelor și domnilor. La comentariul zilei sunt Adriana Dascălou Bulina, alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorina Avram. Bună Sorin! Bună Adriana, bine v-am regăsit. Mă declar impresionată de vigilența Polițiștilor de, de frontieră. N-a fost zi, cred că săptămâna asta, să avem vreo de... Și toate cu focuri de armă. Păi da, Eu acum mă gândesc că în perioada... ce am... mai spectaculos. Da, în perioada în care în vamă era veselie și treceau țigările într-o mare veselie, câtă economie de gloanțe a făcut Poliția de Frontieră? Da, Atunci nu trebuia să tragă nimeni, dar nu trebuia să tragă nimeni. Și practic cred că asta era. Ministerul Administrației și Internelor vrea să facă economie la gloanțe. A aia nu, o perioadă nu de prindeau, criză, nu? Da, de nu? Așa. Pe de altă parte mă gândesc câte transporturi ilegale de țigări de contrabandă, normal că ilegale s-au făcut în România, în toată perioada în care în vamă mergeau foarte bine afacerile. Uh, și acum polițiștii de frontieră se dau de gol. Adică, domnule, uite, că înainte, o dată la săptămână, arăta câte unul cu o plasă de rafie în mână cu câteva cartușe. Și îți dai seama câți intră în țară și ei nu-i prind. Dar mă gândesc la ceva. De ce? Tot mi arată niște copii, niște tineri de 18, 19, 20 de ani, 21, din Vicov, din Straja, niște vai de mama lor rupți în fund și se vede pe ei că sunt nehrăniți și așa și cu negru sub unghi și niște amărâți. Și tot mi-arată pe aia că îi prind la, la graniță. Dar de unde să aibă un amărât de 21 de ani din Straja, da? un băiat sărac, de unde să aibă el 200 de milioane de lei să învârtă banii toți, să meargă să ia țigări, să, să dea mai departe. Și arată mi mie un băiat rupt în fund de la straja, cum vine el și vinde țigările. Unde le vinde? De unde face el rețeaua aia? De că doar vine cu țigările alea, băiatul a rupt în fund și trebuie să dea țigările undeva. Unde le dă? Prin cine? Unde se duce? Cu cine negociază cu el? Cu unul îmbrăcat în costum și cu jeep -ul. merge ăla rupt în fund și zice, șeful, am adus țigările astea, hai nu le vinem împreună? Și de ce mi-i prinde la graniță? De ce nu stă miliția de frontieră și cu miliția asta la altă și cu serviciile și nu stau toți să vadă unde se ducă ea rupți în fund cu țigările? Că ei trebuie să se ducă undeva, nu? De undeva se pornește duc tot la un a... depozit. Apoiția După aia stăm, pândim depozitul. Cine vine la depozit? Altul rupt în fund, ăla a rupt în fund, al doilea, unde se duce cu țigările? Și tot așa e să greu. vedem unde merg uh, țigările și unde se adună banii, ca acolo în problema. Și o să vedem că banii se adună în casa uneia cu jeep la poartă, că nu la băiatul ăla a rupt în fund. Și asta toată ziua mă intoxică poliția de frontieră că se filmează ei noaptea, ei și văd multe filme cu împușcături, se filmează noaptea cum se împușcă și primă dau la televiziune ca să vedem noi și să spunem, păi de mine, dar ce lucrează poliția asta de frontieră, cât? Corectitudine Cric, este acum, da. și că niște praf în ochi, și în continuare. ăia greii care au făcut trafic de țigări, și eu sunt convins că se mai face, că în România o minune nu ține mai mult de 3 zile. Deci a fost deranjul la învățământ. Da, 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 un pic de circa. Și da. convins că sunt reluate, nu la nivelul respectiv. Dar să nu se uite uită. <laughs> și cine are de făcut trafic cu țigări, și o să vezi, Adriana, în timpul campaniei electorale cum nu o să mai avem noi știri cu un pușcător la granițe, pentru că dintr-o dată, pac, nu se mai face contrabandă. Va fi cu niște... Da. Atunci, nu, atunci se nu vor se face contra... toți. A, așa, Vă și minte, toți. Vor lua aminte toți vor nu vor mai face traficul cu țigări. <laughs> Ăștia rupți în fund pe care ne-i dă nouă <laughs> da. la televizor aici. Bun, și un motiv de bucurie pentru copilași, în Geogenescu, undeva în zona mobilă, am înțeles, a fost inaugurat un nou, modern loc de joacă, ai văzut de de ce nebunie era acolo, mai ales da, că au primit se și sucuri și nu mai știu ce. Copiii se bucură, cum să nu se bucure, dar am înțeles din știre da. că în municipiul Suceava sunt 74 de locuri de joacă. Wow. Și acum mă gândesc că sunt 74 de locuri de joacă vechi. Știi cum erau 10.000 de lei vechi? S-au <laughs> transformat într-un leu nou. Da. Alea 74 de locuri de joacă vechi, cred că sunt 7,4, că nu putem să împărțim la da. 10.000. Și cred că sunt vreo 7 locuri de joacă în municipiu. ceva eu nu le știu. Dar probabil, ne mai fiind copil, nu mă duc să mă joc. Dar unde sunt 74 de locuri de joacă în Municipiul <laughs> Suceava? A, dacă îi spui chichineții elea, loc de joacă mm -hmm. pentru copii. Ori fi locuri de joacă, 500 de milioane și ce era un învârtitor și un căluț. Da, oricum nu arată toate așa cum arată ăsta, da, cum să arată fie azi. clar, arată asta arată bine, nu? de nefolosit, adică nu te A, deci, poți apropia. Tu, Eu nu mi-aș lăsa mămica? copilul acolo, nu-mi nu las copilul în alea. Tu, că mergi cu băiețelul da. tău, câte locuri de joacă știi tu, prin zona asta, pe Măreșești, în centru? Știu vreo trei, dar uh, nu le Deci segmentez. în zona centrală, nu? Dar știi, trei. Zona centrală și asta de pe Mărășești. Astea sunt sigure și care sunt trei. Uh, conferă siguranța că nu pătește nimic. Deci uh, sunt vreo trei și restul până la 74 păi unde -s? Nu știu, o fi prin Burdujeni, prin Ițcani, prin Geogenescu. Probabil că o fi în Burdujeni și nu știm noi. Într-un loc vor fi, <coughs> fi vreo 10 scrâncebe și acolo zice uh, scrâncebu 1 Molo. e locul de joacă, 1, da. 2, 3, 4, așa. Mai sunt în Itscani încă vreo 10 și probabil că așa ies 74, că nu știu unde sunt alea 74. Și încă ceva l-am văzut la... Acțiunea respectivă pe domnul viceprimar Harșovski, normal din partea... Păi așa. el e responsabil pe problem da, problema asta. era firesc să fie domnul Harșovski. Îmi place mie să-i spun Harșovski. Ce nu Harșovski? Nu-mi place cum sună Harșovski. Cum îl cheamă. Dar mai era un consilier local, gel Onofre. Eu uitasem că domnul Onofrei e este cozilier local. local. <laughs> da. Și mi-am adus aminte astăzi când... Când l-ai văzut acolo părțind... Când atenție. am văzut părțind sucuri și uh, ciocolată. Asta este un semn că se apropie campania electorală da. de anul viitor și că domnul consilier Onofre vrea să mai candideze pentru un comandat și să vezi tu uh, în primăvara, nu, e târziu, alegerile sunt în uh, mai, da, să vezi prin februarie, martie, prin martie, așa când dau ghiocei, câte locuri de joacă pentru copii se vor face și câți onofrei vor apărea cu sucuri și cu napolitane. Atunci o să avem fie în fiecare campanie. locul de joacă și onofreiul, locul de joacă și onofreiul la televizor. Măcar nu noi, dar reabilitate, știi? Da, măcar, măcar. copiii se bucură. Măcar ei. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici să încheie comentariul zilei. Numai bine!